Poliția ridică mașini parcate ilegal în intersecție. Poliția de sector. Oare chiar să facă ordine? Sau așa, din când în când? De ochii lumii. Nu prea am speranță că poliția locală e capabilă să facă ceva. Temeinic. Mai ales asta din sectorul 6. Nu mai zic că mașina poliției staționează și ea periculos, ilegal, în fața trecerii de pietoni, în fața porții gimnaziului ce e aici. Și cu luminile aprinse. Acum trebuie chemat altă platformă să evacueze și mașina poliției. Pentru același motiv.